Între 3 și 6 octombrie 2024, Asociația Elevilor Mehedințeni a desfășurat în localitatea Izverna cea de-a doua activitate în cadrul proiectului Dezvoltare Personală pentru Incluziune. Un proiect cofinanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, activități de participare a tinerilor. Evenimentul a reunit 40 de tineri din mediul rural din județul Mehedinți și a fost centrat pe dezvoltarea inteligenței emoționale, un element esențial în progresul personal al tinerilor. Activitatea a fost structurată pe 4 componente principale, una dintre cele mai importante fiind componenta de dialog cu factori de decizie din județul Mehedinți, printre care Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mehedinți, primăriile din mediul rural, instituții de învățământ și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret. Da, avem o nouă activitate în cadrul proiectului Dezvoltare Personală pentru Incluziune. Ne raportăm în această perioadă, în acest context, la dezvoltarea inteligenței emoționale, o componentă foarte importantă în tot ce înseamnă succes personal și profesional. Încercăm să lucrăm foarte mult pe modul în care se pot dezvolta aceste competențe. Tinerii cu care am plăcerea să interacționez sunt foarte interesați, însă pare că exercițiul în ceea ce privește formarea și dezvoltarea de competențe în domeniul inteligenței emoționale nu e suficient, cel pe care l-au făcut până acum, așa că încercăm în continuare să dezvoltăm acest aspect. Scopul acestui dialog a fost identificarea unor soluții concrete pentru crearea de oportunități de dezvoltare personală destinate tinerilor din zonele rurale. În cadrul discuțiilor s-au abordat diverse teme importante, printre care nevoile tinerilor privind activitățile de dezvoltare personală și cauzele lipsei de oportunități în acest domeniu în mediul rural. O inteligență emoțională ridicată generează o îmbunătățire a calității vieții, atât în ceea ce privește planul personal, cât și în ceea ce privește alegerea carierei. Practic, activitățile de dezvoltare în cadrul proiectului se bazează pe autocunoaștere, autocunoaștere care este un factor fundamental în ceea ce privește alegerea carierei, în ceea ce privește alegerea unui traseu școlar bine definit, în ceea ce privește formarea voastră ca tineri. S-a discutat de asemenea despre impactul acestei situații asupra tinerilor, atât în prezent cât și pe termen lung, și s-au identificat soluții viabile pentru îmbunătățirea accesului la astfel de activități. Pe lângă dezvoltarea competențelor personale, o componentă esențială a proiectului a fost și formarea abilităților de peer educators. Participanții au învățat cum să-și împărtășească cunoștințele și să sprijine colegii, dezvoltând componente precum comunicarea eficientă, lucru în echipă și strategii de predare a cunoștințelor. Aceste abilități vor fi utilizate în explorarea rezultatelor proiectului și în dezvoltarea ulterioară a activităților de formare. Mă numesc Miruna, sunt elevă la Liceul Tehnologitor Vladimirescu Șimian și am venit aici pentru a mă dezvolta personal cât și la vocabular. Iată că aici ai cunoscut și elevi de la alte licee. Da, de la liceul din Vânju Mare și din Severin Pedagogic. La întâlnirea cu ei, ai fost emotivă? Da. Da, am fost. Nu știu, sunt o persoană care se acomodează greu, dar atunci când se acomodează, ei se simte ea însuși. Consider că cursurile acestea chiar ajută foarte mult, în special ramurile pe care am lucrat noi, cum ar fi inteligența emoțională, care ne ajută la dezvoltarea noastră și a emoțiilor noastre, pardon, și ne ajută cum să învățăm cum să ne comportăm cu alții, cum să ne controlăm emoțiile și cum să socializăm cu alții și să lucrăm în echipă. Prin acest proiect, Asociația Elevilor Mehedințeni își propune să sprijine tineri din mediul rural din județul Mehedinți, oferindu-le acces la resurse și activități de dezvoltare personală care să le îmbunătățească competențele emoționale, sociale și educaționale. Suntem aici în cadrul acestui proiect cu un grup de 10 elevi care învață despre emoții, despre trăiri și cum să participe în cadrul unui dialog cu parteneri, cu profesori sau cu
alți oameni ai comunității. Proiectul va continua cu alte activități similare, contribuind astfel la consolidarea unui cadru solid pentru sprijinirea tinerilor din mediul rural în dezvoltarea lor personală și profesională.